Da, ta pornim la treabă. Da, clasa 6 a predat. Geometrie, da? Da, le-a predat ceva și au nevoie. Să vedem. Proiecție ortogonale pe o dreaptă și teorema de ținut. Bun. Da, nu mă părere, n-am înțeles deloc. Proiecție ortogonală, da? Da, abar n-am înțeles. Da. Totuși, ce ați înțeles voi? A stat în bancă acolo. Da. Miruna, vreau să spui, totuși, nu se poate chiar nimic, așa cum aș fost la școală. Că facem triunghi și... Și trasăm perpendiculare, parcă, da, și punctele alea... perpendiculare și B, D, dacă iese, e bine. Și B, D, nu știu ce, în triunghi. O chestie acolo, în triunghi. Da. Bun. Am înțeles totul. Dacă ați fi avut ghinionul să nu fie, să zicem, nu ați fi avut șanse să vă întâlniți cu profana, ce ați fi făcut voi, Petru? Aș fi sunat un coleg sau aș fi chemat un coleg de mine și ne-am fi făcut temele amândouă. Ai fi copiat pe el? Nu. Aș fi vedea și eu puțin. Puțin. Dar n-ai fi încercat să deschizi o carte să vezi ce este acolo? Explicația asta. Da, trebuie să înțelegi manual. Din manual. Manualul o fi făcut pentru voi. Înțelegem ceva. Ia să facem asta. Vreau neapărat să înțelegem, da, să încercăm și teorema chestia asta. Teorema nu știu cum e. Teorema, da, înălțime, am văzut. Uh-huh. De reținut. Între unghiul ABC, măsura unghiului BAC 90 de grade, AD perpendiculară pe BC, cu D aparține lui BC. Spunem că proiecția catetei AB pe ipotenuza BC este segmentul BD, și proiecția catetei AC pe ipotenuza BC este segmentul CD. Stop! Până aici! Și scriem. Hai să scriem și aici. Și scriem. Da. Mai citesc o dată? Da. Ușor. Deci în triunghiul ABC avem măsura unghiului. Ce fel de triunghi? Dreptunghi. Așa. Important. Deci, în triunghiul ABC dreptunghic și se ia de regulă unghiul drept în, așa în sus, da? Deci aici 90 de grade. Deci aici am 90 de grade. Voi aveți posibilitatea să... Un necher acolo s-a făcut, da? Da. Deci A, B, C. Da. AD, perpendiculară pe BC. Adică din vârful A duc și mă perpendiculară, înălțimea. Da. A, D. Deci AD, perpendiculară pe BC. Da. Spunem că proiecția catetei AB pe ipotenuza BC este segmentul DB. Proiecția lui AB pe BC este segmentul este DB. Într-un BD. Asta este. Asta e proiecția. Da? Umbra. Umbra lui AB pe BC este, pe BC este DB. Umbra. Deci dacă ar bate lumina, să zicem, de sus, umbra pe care o percepem este DB. Da. Deci umbra este proiecția catetei de data asta a lui AB este DB. Și o să zicem așa, proiecția lui AB pe BC egal cu segmentul DB. Deci proiecția lui AB pe BC este DB. Cine este proiecția lui AC? CD. CD. Umbra lui AC. Deci proiecția lui AC pe BC este CD. Asta e tot ce înseamnă proiecții, nu? Asta este despre proiecții. În general, dacă am o dreaptă și un segment, proiecția segmentului AB pe dreapta D este acest segment care se obține ducând perpendicularele. Înțeleg? Da? Perpendicularele. Mână, să zicem. Mână. Mărșină, da? Sau A1, B1. Corect. Deci asta este proiecția lui AB pe A1, B1. Bucățica asta, da? Da, mi-a zis și asta. Deci proiecția lui AB pe dreapta D este A1 B1. Bun. Uneori este egală, alteori nu.
Ideea este că atunci când este un pic oblică, proiecția ortogonală este mai mică, iar dacă este paralelă cu ea, uitați așa, dacă ar fi fost, deci dacă ar fi fost EF, proiecția ortogonală a segmentului acesta paralel este segmentul de aici. Da. E1 și F1. Și proiecția este egală cu EF de data asta, deci pentru că s-a format aici un dreptunghi și într-un dreptunghi laturile opuse sunt congruente, nu? Și de aceea, când e paralel, se întâmplă să fie de aceeași măsură. Asta înseamnă proiecția unui segment pe o dreaptă. Bun. Aici am avut dreapta BC, nu? BC. Și proiecția lui AC a fost CDU, iar proiecția lui AB, închipuiți-vă, a fost, iată, DB. Bun. Acum teorema înălțimii. Să zicem, teorema înălțimii. Ce spune teorema înălțimii? Într-un triunghi dreptunghic, înălțimea care pornește din unghiul drept este medie proporțională, adică geometrică, între segmentele determinate de ea pe ipotenuză. Deci înălțimea, adică AD, este medie geometrică, egal, radical din, segmentele determinate de ea pe ipotenuză. A, B, ori, A, C. Păi din segmentele determinate. A, segmente, adică... Păi ducându-o așa, împărțit pe G. D, și D, B. Deci C, D, ori D, B. C, D. Ori de B. Asta e teorema înălțimii. Care ar fi echivalentă, eu îl dic la pătrat am A la 2. A la 2 egal cu. A de la 2. A de la 2. Egal cu CD. CD ori de B. Și imediat îmi vine în minte că aș putea aranja asta dintr-o proporție. Adică o egalitate de două ori la parte. Da. Adică ce să zic? AD supra AD supra CD. Egal cu, în sfârșit, cu cine aș putea zice? Cu B. AD trebuie să pun în partea asta altă. Da. De ce? Că AD-a oare AD face AD pătrat, da? CD jos sub AD prim. Așa, CD jos. Prim. Și DB sus. Și DB sus. Bun. Și chestia asta mă trimite, eu trebuie să demonstrez asta. Mă trimite că e vorba de două triunghiuri. ADB și CDA. ADB și CDB care sunt asemenea. Deci asta s-ar întâmpla dacă și numai dacă triunghiul ADB este asemenea cu triunghiul CDA. CDA. Vedeți? Eu trebuie să demonstrez. Teorema înălțimii spune așa, dar trebuie demonstrat acest lucru. Relația asta trebuie demonstrată. Dar relația am dus-o în asta, asta s-a dus în asta și asta m-a trimis spre cele două triunghiuri. Asemenea. Și acum să vedem dacă triunghiurile acestea sunt asemenea. Care triunghiuri? A, D, B. A, D, B. A, G, D. Deci triunghiul ăsta și cu ăsta să fie asemenea. Când două triunghiuri sunt asemenea? Când au? Congruente. Da. Ăsta este și cu ăsta este, că sunt 90 de grade. Deci unghiul A, C, D, unghiul C, A, D, au 90. A, A, D, C. A, D, nu, A, C, A, D și cu C, A, D. Împreună, da? Da. Deci 1, Miruna, și cu 2 fac împreună 90 de grade. 1 și cu A, C, D fac tot 90. 1 și cu 3? Fac tot 90. Tot 90. Deci 1 și cu 3. Și 2 și cu 4, tot 90. Și 3 și cu B-ul fac tot 90. Da, atenție, Miruna. Dacă 1 și cu 2 fac 90... Deci 2 congruent cu 3. Deci 2 congruent cu 3, asta era important. Da, și... Că 1 și cu 2, 90. Și 1 și cu 3 fac tot 90. Și la pe 1... Da, da, au doar 1, nu, nu, nu. Păi 1 și pe 90 grade. A. Suficient. Deci nu mă trebuie să mă strădui și pe partea alaltă. Deci, faptul că l-au pe unul comun până la 90, cum se cheamă două unghiuri care împreună fac 90 de grade? Să nu le-au într-un fel. Complementare. Complementare sau suplimentare? Suplimentare 190. Așa, suplimentare 190 și complementare 90 de grade.
În concluzie, fiindcă au același complement pe 1, atât 2 cât și 3, înseamnă că 2 cât 3. Și da, suficient ca să zici că sunt asemenea. Permis să scriu că trebuie să asemenea. Deci să spun, măsura unghiului ADC, ADC, e congruentă cu măsura, măsura lui, egală, egală cu măsura lui ADB, ADB, și egal cu 90 de grade. Și egal cu 90 de grade. Deci unghiul acesta au aceeași măsură, iată, de 90 de grade. E de altă parte. Măsura unghiului A plus măsura unghiului C egal cu 90 de grade. Da, zicem unghiul A1 și cu C3. A1 și cu C3. Deci măsura lui A1 1 plus măsura lui C3 egal cu 90 de grade. Egal cu 90 de grade. Pe de altă parte, A1 A1 e congruent cu A2. De altă parte, măsura lui A1 plus măsura lui A2 A2 egal tot cu 90 de grade. Da. Unde rezultă că și măsura lui A2 e cât măsura lui C3. A2 este cât măsura lui C3. C3. Dar aici trebuia să zic că de C cât? A1 cu C3. A1. A1 cu C3, 90. Și A1 plus, da. E bine, am zis bine? Da. Adică C3 cu A2, nu? Da. Unghiul C3, C3 congruent cu unghiul A2. A2. Și din cele două, triunghiurile ADC, te rog să vorbești, triunghiul ADC, asemenea cu triunghiul ADB. Și atunci rezultă? Rezultă că AD, luăm latura primului triunghi, adică AD supra egal cu DC supra egal cu AC supra, AD, AD suită unghiul din C, dar unghiul din C congruent cu AD, adică supra DB. Supra DB, da. Egal cu... DC unghiul din A, dar unghiul tu... Deci ai zis DB e bine, da? Da. Și dacă ce spun la dacă? Dacă e congruent cu cât unghiul din A, supra AD. Deci dacă AD e privit de unghiul A, unghiul 1. De unghiul 1. 1 e congruent cu care unghiul? Cu B, ăla de acolo. Adică supra AD. Supra AD, da. Și egal cu aceea supra a treia. AB. AB. Noi să obțin pe asta, luăm. Da, și o să avem așa, AD pătrat. Deci, din acele două rezultă că AD pătrat egal cu DB ori DC. Și dacă scriem... Gata, da. Asta trebuie arătat. Da, v-am dovedit că dacă voi aveați răbdare și vă uitați acasă și vă uitați și n-am înțeles și vreți să înțelegeți, puteți și voi. Da? Deci puteți și anume demonstrația, cred că mod sigur profesorul v-a făcut-o la clasă. Da, ne-a făcut-o. Da? Dar nu ați înțeles de unde vine, ce și cum, că voi în banca acolo faceți orice altceva, dar mai puțin să fiți atenți. Ce motiv ai avut, Miruna, să nu înțelegi? Am demonstrat așa proiecția ta. Proiecția asta nu e ca nici acum, dar nu înțeleg de ce. Eu înțeles că... Păi, hai să vedem. Dar cite-o pe decat chestia cu proiecția. Voi simplu pe desen. Adică acolo proiecția lua pe... Bun. Miruna. Dar asta, ți-e clar acum ce înseamnă proiecția? Umbra. Da? Deci, iată, este A1B1 proiecția. Dacă însă se întâmplă ca să am un segment care are deja un vârf pe dreaptă, iar... Yes. Atunci nu mai duc proiecții de aici, este de așa, pe dreaptă, numai din partea cealaltă duc proiecții. Și este ieri 1. Și proiecția lui ieri yes, este ieri 1. Yes. Yes. Și asta este acum povestea aici. Adică proiecția lui AD e CD? Proiecția lui? AD. Nu, la AD. Proiecția lui AD e numai D. Și lui AB. Lui AB e DB. Este chestia de aici. Uh-huh. Da. În capăt e chiar pe dreaptă. Uh-huh. Da? Și nu mai duc pe perioada din B, ci pur și simplu numai din capătul celălalt. Uh-huh. Iar proiecția lui CA, CA,
pe dreapta. De ce? Este CD. Umbra, mă. E simplu, da? Bine. Hai să vedem. Da, tem. Începem la lucrarea. Da. O să sărim vizita de lăsa, lăsăm asoși și facem celălalt. Geamul e cât deschis, nu? Acum îl închidem. O să facem cu doi. E un tabel. Dar nu doi. E trei. Avem trei. Ba, avem și doi, și trei. Ba, da, azi. Avem și cinci și șase. Ba, nu, doi, nu avem. Ce avem? Unu, trei, patru, șapte, nouă. Mai avem doi? Nu! Bine. Pentru că avem doi. Mai e bine. Nu greșeam. Bine. S-a dat drumul la cameră? Nu. Nu s-a registrat. Ba, da. Ba, da. Și n-am zis să încep. Păi, nu știu cine are. Da. Am zis-o de acum, o lăsăm așa, da? Da. Te rog? În ipoteză, triunghiul DF, măsura unghiului DF. Triunghiul? DF. DF. Măsura unghiului DF de 90 de grade. Măsura lui D. E G perpendicular pe D F. E G perpendicular pe D F. D F. G aparține lui D F. G aparține lui D F. Și de 4 ori D G este egal de 9 ori G F. De 4 ori D G G egal cu 9 G F. G F. E G este egal cu 12 cm. Să aflăm în concluzie lungimile segmentelor DG DG egal cu cine? GF 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 și DF și? DF DF deci triunghiul DF, dreptunghi când e, da? D E F E G perpendiculară D G de 4 ori D G este cât 9 G așa. Și EG EG este 12. Proiecția lui EF. Lui EF este cine? GF. Da. Proiecția lui ED îi DG. Corect. Avem măsura unghiului EGD. Este, da, dar mă știi că nu mai repet. Da. Nu mai repet. Măsura unghiului E plus măsura unghiului de 90 de grade. Știi, mă, știi, mai asta. Nu mai repet. Da. Deci chestia că triunghiurile sunt asemenea, toată povestea aceea, are și teorema înălțime, exact. O putem folosi acum. Și teorema înălțime putem să o punem. Sigur că da. Care zice, ce zice? E G la pătrat. Deci, conform teorema înălțimii, zice că e G ai la pătrat, cine îmi spune? Cine e G? E egal la pătrat, egal cu D, G, ori, G, F. Egal cu D, G, ori, G, F. Echivalent cu AD, dar E, G, cât este? 12 la pătrat, adică 144 din 5, știu. Deci vine DG, hai să scriu invers, DG ori G, F, egal cu 144, la care adaug de desubt că 4DG, 4DG, este egal cu 9 GF. Adică GF egal cu... Să înlocuim pe... Hai. Să înlocuim acolo sus. Pe cine? Pe GF. Pe GF sau pe DG. GF a spus. GF, da. GF de aici este egal cu cine? Este că GF
E egal cu 4 pe 9 de g. Da, da. 4 pe 9 de g. Egal cu 4 supra 9 de g. Și acum, înlocuim sus. Da. Și vine Adi, vorbește. 4 pe 9 de g. 4 pe 9 de g. Ori... Ori de g. Ori de g. Pe de g l-am lăsat, da? Ori de g. Egal cu 144. Vine de g. E. 4 pe 9 de g la pătrat. Deci vine 4 supra 9 de g pătrat la pătrat. Pătrat egal cu 144. Părăți. Deci vine rezultă că... Că de g sigur la a doua. Da. De 4. Egal cu 144. 144 ori 9 supra 4, 4, nu? Dar se simplifică. Da. Și o să ne dea... 4 în 14. A... E 4. 71. 71. Și egal cu 71 ori 9. 9. 71. Nu-i bine, nu? Nu, dar unde ați părut de 4? Păi este 4 pe 9 ori dg pătrat. Uh-huh. Egal cu 144. Unii dg pătrat egal cu 144 ori 9. Da? 144 ori 9 supra 4. Nu vine așa? Da. 71 ori 9. Face 71 ori 9. Adică dg simplu. Dg. Cât va veni? AD. De 39. Dar nu trebuie să mulțesc. Radical din ăla, da? Dacă la pătrat este atât, da. Deci e simplu radical din 9 ori 71. Ah, da, și iese 9 de sub radical. Vezi? Vezi? Și 3 radical din 71. Egal cu 3 radical din 71. Da, eu mă complic. Păi mulțești ca să până să extragi radicalul, stichinului, dar de ce să facem așa când avem destul de experiență, așa trebuie gândit. Deci DG egal cu 3 radical din 71. L-am aflat pe DG, da? Da. GF, cu cine a scris egal? GF. GF. E 36, 144 împărțit la 4. Cât? 36. 144 împărțit la 4, dar nu, eu m-am lăsat pe mână. 144 împărțit la 4, nu? Că ai zis, da, de 14 împărțit la 4 fac 7. Da. Nu, e 36. Păi 14 împărțit la 2 fac 7. Da. Și 14 împărțit la 4, Adi, face 3. 36. Și mă rămâne 2. 24 împărțit la 4, 6. Și 36 ori 9. Deci 36, lăsăm așa, 36 ori 9. Deci 24. Nu. Lasă așa, da, 36 da. Ori 9. Și este 6 și 9, da? Și 3. Și vine 3 ori 6, 18. Sigur că 361 făcea și 31, adică 361 face 18. Corect. Iată că am aflat DG egal cu 18. Cum îl aflu pe GF? Tot de acolo. Tot de acolo. Cred că mă duc aici. Da, că la... Că GF e 4 pe 9 DG. Uh-huh. Deci zicem GF. GF. Egal cu 4 pe 9, ori cât, Adi? Ori 18. Ori 18. 18 cu 9 se simplifică. Da. 2. Și 2 ori 4, 8. Egal cu 8. Și am aflat și pe GF. GF îl știu, DG îl știu. Și DF acum. Știu pe DF. Îl adunam pe DG cu GF. Sigur. Adică 8 plus 18. DF egal cu DG plus GF. Și este egal în final cu 8 plus 18 și este egal 6. Cu 26 centimetri, da? Tot în centimetri. Hai să vedem mai ce a fost aici. De ce nu am fost foarte rapizi? Vecinul, au zis că n-au învățat-o. Da, da, da. Și s-au stat deoparte.
Dar ea e simplă, foarte simplă. Teorema înălțimii, nu teorema înălțimii trebuie acționat rapid. Înălțimea la pătrată e produsul segmentelor determinate de apă ipotenuză. Deci înălțimea la pătrat este egal cu produsul segmentelor. Uitați-vă, înălțimea la pătrat egal cu produsul segmentelor determinate de apă ipotenuză. DG ori GF. Și de acolo totul merge foarte, foarte simplu. Fiindcă totuși am făcut chestia asta, hai să mai vedem încă ceva. Oare triunghiul DGE cu triunghiul mare nu o fi asemenea? Ba da, ba da. Unghiul din 90 și unghiul D congruent. Exact! Îs dreptunghice, ăsta e dreptunghic aici și ăsta e aici. Și unghiul D e comun, nu? Da. Ia să schimb chestia asta. Deci triunghiul EDG, triunghiul EDG, triunghiul EDG, scrieți chestia asta, că vedeți la ce lucru interesant acum ajung. Triunghiul EDG este asemenea cu triunghiul DEF, cu triunghiul DEF. Și atunci, scriem în laturile triunghiului ED egal cu DG egal cu EG. Deci ED egal cu DG egal cu EG și jos al lui DF. Adem mă ajut să scriu. Da. Ce zici? ED să uite spre G. ED să uite spre G. G-ul este cât ăsta, supra DF. Păi, în triunghiul EDG, ăsta e din 90 de grade. Da. Ai zis ED, da? ED da. E privit de unghiul din G. Unghiul din G de 90 de grade e cât ăsta de 90 de grade? Iar ăsta de 90 de grade e cât DF. Supra DF. Egal cu. DG e privit de unghiul ăsta. Și ăsta de aici cu cine este? Cum se vă întrebare? Cu F. Cu F. Adică spre DE. Supra DE. Și a treia latură. F. Care? F. F. Am să mă opresc numai la primele două. Și scriu încă o dată ED supra DF. Dar nu e D pătrat? Dacă fac produsul, da, scriu că... Da, poftim, deci, e de pătrat, e de la pătrat. Egal cu DF ori DG. DF ori DG. Deci e de la pătrat, pătrat egal cu DF ori DG. Este extraordinar ce v-am spus acum, este teorema catete. Teorema catete. Mi-a zis-o. Voi zis-o și pe asta? Voi zis-o? Da. Păi ne-a zis-o, dar nu mai... Da, 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 ca vechișițiu, ca liniștiu. Care spune așa, o catetă la pătrat egal cu produsul dintre toate ipotenuza ori proiecția ei, adică ori umbra ei. Deci e D la pătrat egal cu produsul dintre toată ipotenuza ori proiecția ei, adică ori umbra ei, ori DG. Ia uitați cum e. E de la pătrat egal cu DF, DF, ori proiecția ei. Teorema catete. Tot așa de bine și despre EF, pot să spun, da? Deci, pe de altă parte, EF la pătrat. Deci pot spune că e F la a doua este egal cu... E F la a doua egal cu DG, o DF ori GF. Exact. Egal cu DF, DF ori D, D, GF. DF ori DF. Ori GF, mă. Deci E F la pătrat egal cu DF, da? Ori GF. GF. Dar acum, haideți să le traducem într-un alt limbaj.
să spun așa. Desenați din nou într-un drept unghic. A, B, C, A, B, C. Literele, notăm cu litere mici, laturile care se opun unghiurilor respective. Adică asta e cateta C mic, asta e B mic și asta e A mic, ipotenuza. Ducem perpendiculara A, D, adică înălțimea, și notăm asta așa cu M și cealaltă aici cu N. Iată, teorema înălțimii spune. Teorema înălțimii. Teorema înălțimii. Notăm cu I. Adică AD notăm cu I. Și ar zice așa. I pătrat. I pătrat este egal cu M ori N. Da? M ori N. M ori N. Deci I pătrat egal cu M. M fiind CD. Și N, D, B. M ori N. Teorema catetei. Cate. Care zice? O catetă la pătrat, adică B pătrat, B pătrat, egal cu cine AD? Cateta B. B pătrat egal cu CB ori CD. Adică A ori M. Da. Egal cu A ori M. A ori M. Iar cealaltă catetă, C pătrat? C pătrat egal cu A ori N. A ori N. Acum o să arunim la un rezultat spectaculos. Eu am desenat triunghiul ăsta, nu prea am mult. Aș vrea să construiesc un pătrat aici, și un pătrat aici, și un pătrat pe latura asta. Deci pe fiecare din laturile unui triunghi dreptunghic, să construim niște pătrate. Că le-au mai în mijloc, ca să am spațiu. Da? A, B, C. Deci se dă triunghiul dreptunghic A, B, C. Construim un pătrat pe latura AB. Fiindcă vorbesc de pătrat Miruna, înseamnă că prelungesc pe AB. Da? O prelungesc. La, fac și, și la fel fac și în B. Duc perpendiculara pe AB. Facem un pătrat, a spus? Un pătrat. Un pătrat, fiindcă aici a fost 90 de grade, de măcătorul prelungesc, tot ce s-a împătrat. E, nu? Toate laturile egale. Da? Așa se duce. A, B, E, F. A, B, E, F. Și să facem și un pătrat pe partea asta altă. Da? A, C, A, C, el, T. A, C, el, yes. Hai să zicem. A, C, el, yes. Și acum, un pătrat pe latura BC, jos.
pe ipotenuză. Să zic că ăsta e și ăsta pătrat, dar ar trebui să fie mai mare. La mine nu m-am... Deci, voi cu aceeași măsură duceți pe perimetru, faceți pătratul, cum știți să-l faceți? Ia să vedem. Aici, ca să-l duc în jos. Păi, dar ăsta nu-i pătrat aici. Adi, întâi și întâi, când construiești triunghiul ăsta dreptunghi, trebuie să faci numai pe cu echerul ăsta. Deci, așa faci, Adi, uite. E făcut așa. Și construi triunghiul ăsta dreptunghi, să fie unghiul drept acolo. Dacă nu ai făcut unghiul drept, să te trăznaie. Da? Deci, facem niște lucruri care să semene a ce cerem acolo. Ce am cerut? Un pătrat. Ce trebuie să faci? Deci iei unghiul ăsta de 90 de grade și e dus. Da? E construit aici. Ai sigur că e 90 de grade acolo. Da? Ăsta e 90 de grade. Și acum îți construiești în partea cealaltă. El duci pe asta în prelungire. Da. Eu nu am pus ochelare, dar tu nu ai nevoie de ochelare. Deci așa, mă. Și o prelungești pe asta. Și acum, ca să fie perpendicular, duci aici. Să fie paralele. Nu? Știi bine ca să-ți iasă un dreptunghi. Păi, dar eu zic dreptunghi și tu ai scris acolo, ai făcut un patogram. Și acum să fie ce? Pătrat, nu? Că așa sunt toate laturile egale. Deci cât e asta de mare, asta tot atât de mare, asta așa și ai făcut pătratul. La fel, prelungești pe asta altă de aici. Păi, facem figura să fie cât mai aproape de realitate, ca să corespundă cu ceea ce avem noi făcut. Fă și tu aici, măsoară, pe pătratul. Da, dragilor, iată că am desenat. Pe foaie aveți pătrat aici, pătrat aici și pătrat în partea asta. Iruna? Aproape. Deci acolo aveți și astea, mă rog, liniatura de la caiet, vă puteți sprijini pe toată treaba. Câte unități sunt, deci acolo. De ce? Ai aici probleme? Nu. Păi vezi cât e de mare asta, măi, Adi. Cât e asta de mare? Cât centimetri? Are 5, nu? Da. Tot 5 ești aici. Unde ți este 5? Vezi cât ți este 5? E bine așa? Da. Sau unde e 5? Vezi tu și obții... Acum, ai fixat cât este? 5 fix. 5. Unde este? Așa. Și acum pui pe asta aici, ca să cobori unghiul să fie de 90 de grade. Și pe aici la 5 cobori, 5 iar și jos. Desenăm un pătrat. Și acum, unindu-le, cât ai fost? 5, da? Da. Unde și ai pătratul, da? Pătrat, pătrat, adevărat, nu povești. Bine. Aici nu prea îmi place Miruna. Deci n-ai unghiul ăsta. Uite, trebuie așa să fie fost. Să fie fost drept. Deci aici, vezi că ți-e făcut așa un pic. Trebuie să fie în prelungire. Că la 90 de grade aici, Miruna, avea tot prelungire să fie. Așa se este un pic paralogram acolo. Da, să zicem, l-am mai ajustat un pic, pătrat să fie acolo. Cum e pătrat aici, pătrat pe fiecare din lat. Bun. Și acum, iată ce o să facem. Ducem înălțimea AD și o ducem în jos până când taie aici. Deci până taie și aici era BC MN. BC MN. Și cu L, unde o taie, tăiat, că l-am dus-o pe AD, până taie pe mână, notăm cu L.
Asta e notată cu B mic. Asta e C mic. Știți de ce? Că am vorbit mai devreme. B mic este... Cine? B mic este latura care se pune în unghiul lui B. Cu C mic, latura care se pune în unghiul lui A. Catetele. Se montează cu B și C. Iar toată fata asta se montează cu A. Deci, ipotenuza cu A. Să zicem cu M. B pătrat egal cu A ori M. Da. Cu M am notat-o pe asta. Cu M. Și cu N pe cealaltă. Da? Și cu N aici. Ei. Ce înseamnă B pătrat? Ce înțelegeți voi prin B pătrat? Are un pătrat. Cu ce este care are un pătrat? B pătrat. Cu L ori L. Latura L pătrat. Deci, prin aria, hai să zicem așa, aria lui ACRS, ACRS, este egal cu B pătrat. Iar aria lui AB, aria lui AB, EF, te rog, Adi, aria lui AB, EF. A, lui EF, C. C pătrat. C pătrat. E de latură C. Deci egal cu C pătrat. Cu cine este egal aria dreptunghiului CDLM? Aria dreptunghiului CDLM. LM. Cine îmi spune? M pătrat. Nu poate fi M pătrat, că nu-i pătrat, măi. Este M ori asta altă. Lungimea, lățimea. M ori A. E zis că B, nu? Am zis M ori DL. M, ai zis bine, ori DL. Foarte bine. Dar DL nu este cât ce M? Și ce M din faptul că e pătrat nu e ce B? Deci, să zicem că aria lui CDLM, Adi, dacă am dreptate, CDLM este egal cu M ori A. M ori A. Iar aria lui DLNB, aria lui DLNB, NB, cu cine ar fi egal? Care? Area lui D, L, N, B. Cu N ori M sau cu N ori A? Păi tu după tine, cum? Este egal cu D, B. Da. Ori B, N. Da. Egal cu D, B. Ori B, N. Și egal cum am spus mai degrabă, N ori A. N ori A, bine. Da? N ori A. Cumva e adevărat că aria lui B, N, M, C, a pătratului ăsta, aria pătratului, este egal cu aria dreptunghiului ăsta plus aria ăsta? Da. Deci pătratul A, B, nu, C, B, N, M, aria, hai să zicem, aria, aria lui C, B, N, C, B, N, M, C, B, N, M, este egal cu aria lui C, D, L, M, C, D, L, M, plus aria vecinului, a dreptunghiului vecin. Aria cui? A lui D, L, N, M. D, L, N, M. D, L, N, B. D,
N-B. N-B. Așa. Și egal cu. Dar area lui a ce, ce B, N, M, area lui, area lui C, B, N, M. Este un pătraș aici. Cu cine este egal area pătratului? Cu CB la pătrat. Dar CB cine pătrat. Este? A? Deci vine A pătrat. A pătrat este egal cu C, D, L, M. C, D, L, M cât este? C, D, L, M cât este? No. M ori A, M ori A, plus, plus area lui, aia celălalt, a lui, N ori A. U plus N ori A, N ori A. Dar M ori A, cât este M ori A? Este B pătrat. Deci vine area A pătrat egal cu B pătrat plus C pătrat. Că nu ora este ce pătrat. Adică triunghiile alea sunt un fel pătrate. Așa, asta este cea mai tare, un rezultat foarte important, așa zisă teorema lui Pitagora. Da, teorema dar nici lui... la un văd să... Acum, acum, uite, uite. Urmează teorema lui Pitagora, uite, ca catete, analtimea lui Pitagora și reciproca. Teorema lui Pitagora. Era un tag răspunit. Ipotenuza la pătrat egal cu o catetă la pătrat plus o altă catetă la pătrat. Pătratul ipotenuzii este egal cu suma pătratelor catetelor. Scrie Ionuțul. Pătrat, teorema lui Pitagora. Pătratul ipotenuzii este egal cu suma pătratelor catetelor. Putem să folosim Pitagora în exerciții? Nu sigur că, dacă nu avea nevoie, dar acum... Mai avem până la Pitagora. Atenție! Datorită faptului că ați făcut teorema înălțimii, în momentul de față v-am făcut toate cele trei. Da, am făcut și catete și a lui Pitagora. Da, da, pentru că am avut șansa asta cu asemănare. Zic, hai să-i spun mai departe, hai să fac și chestia asta. Ce tare! Da? Deci, practic, notați așa, relații metrice în triunghi. Relații metrice, adică cu măsura laturilor, da? Sau, notați să scriți așa. Relații metrice într-un triunghi dreptunghic. Da? Relații metrice relații metrice într-un triunghi dreptunghic. Relații metrice într-un triunghi dreptunghic. Deci relații metrice într-un triunghi dreptunghic. Prima, teorema înălțimii. I pătrat egal cu M ori N. I pătrat egal cu M ori N. Scrie și cuvinte. Pătratul înălțimii este egal, uite așa, pătratul înălțimii este egal cu produsul segmentelor, pătratul înălțimii duse din vârful A, unghiul drept, da? Egal cu produsul segmentelor determinate de ea pe ipotenuză. I pătrat, uite, Miruna, I-ul ăsta, I pătrat, egal cu M ori N. Simplu. De tot, 1. Alta. Teorema catetei. Teorema catetei. Pătratul unei catete. Da? Pătratul unei catete. Pătratul unei catete este egal cu produsul dintre ipotenuză și proiecția ei pe ipotenuză. Adică
B pătrat este egal cu A ori, în cazul nostru, ori M. A ori M, dar îi repet, că am notat noi cu M proiecția de acolo. B pătrat egal cu A ori M și C pătrat egal cu A ori M. B pătrat egal cu A ori M și C pătrat egal cu A ori M. Și, în sfârșit, teorema lui Pitagora. Care zice? Ce spune? Ipotenuza la pătrat, A pătrat, egal cu B pătrat plus C pătrat. Dacă eram atenți, numai credeam unul pe ăsta. Ia uitați dacă credeam unul pe ăsta. B pătrat plus C pătrat, egal cu spatele pe A în factor, A pe lângă, M plus M. Iar M plus M face A. Deci de aici se găsește. Deci vine B pătrat plus C pătrat, este egal cu A pe lângă, M plus M, care face tot A, deci egal cu A pătrat. Pătratul ipotenuzei este egal cu suma pătratelor catetelor. Acestea sunt cele trei relații, relații metrice dintr-un triunghi dreptunghic, care trebuie să, tot timpul, cum știți ce e sectoare mediană, mediatoare, de acum știți, că înălțimea la pătrat dusă de un unghiu drept, de acolo de sus, este egal cu produsul segmentelor orare care le determină ea. Cateta la pătrat. Cateta la pătrat egal cu... Tăcricină. Da, tăcricină vă fără. Cateta la pătrat este egal cu produsul dintre ipotenuză și proiecția ei, la fel și ipotenuza la pătrat, suma pătratelor catetelor, da? Bine. Să vedem problema acolo, da? Da. Problema 4. Ce care aveți ca temă? Da. Ia vezi cum put ora? Acum. 52. 52. Oprez, da? Oprez, da.